Dacă duminică viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, trei formațiuni politice ar accede în legislativ. Partidul Socialiștilor ar acumula 35,3% din voturi, Partidul Acțiune și Solidaritate 16,9% și Partidul Democrat 7,4%. Așa arată datele sondajului de opinie prezentat de către Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova. 22,4% dintre respondenți nu știu pentru cine ar vota sau nu au vrut să răspundă, iar 7,6% nu ar vota pe nimeni. Astfel, aproape o treime dintre respondenți nu au putut formula o alegere. Dacă e să ne referim doar la intervievații care au formulat o opțiune de vot, pentru PSRM ar vota 50,4%, pentru PAS 24,1%, iar pentru PDM 10,6%. Sondajul mai arată că în ultimii 2 ani 27,4% din respondenți spun că și-au schimbat formațiunea politică favorită, iar potrivit lui Victor Mocanu acest lucru denotă un grad de fidelitate foarte scăzut față de clasa politică. Cât privește încrederea în politicieni, lideri sunt Igor Dodon, care se bucură de încrederea 25% din respondenți, Maia Sandu 9,1% și Pavel Filip 2,1%. 24,6% dintre respondenți nu au încredere în nimeni, iar 28,1% nu știu sau nu au vrut să răspundă. Sondajul a fost efectuat în 91 de localități, exceptând regiunea Transnistreană în perioada 2-18 ianuarie, pe un eșantion de 1783 de respondenți și are o marjă de eroare de plus minus 2,4%.